Bun găsit, prieteni! Cu toții știm că în trecut pedepsele nu erau ca și în ziua de astăzi și erau mai degrabă pedepse capitale. Pedepsele capitale, în mod normal, au ca scop să omoare individul cât mai repede, însă există și unele pedepse care au avut ca scop să țină condamnatul în viață cât mai mult timp posibil, timp în care acesta suferea în chinuri inimaginabile. Așa că astăzi vom vorbi despre un top 10 al celor mai brutale metode de execuție din toate timpurile. Această pedepsă era deseori practicată de pirați sau anumiți navigatori de pe mare, și după cum bine știm, victimele erau obligate să meargă pe scândură și să sară în apă, unde urmau să fie sfâșiate de rechinii care, în marea parte a timpurilor, urmăreau corăbiile de pe mare. Această practică a fost utilizată în părți din Europa și Asia și consta în legarea persoanei cu capul în jos de un suport, după care aceasta era tăiată până la jumătate, iar din cauza faptului că persoana era cu capul în jos, creierul ar fi primit suficient sânge pentru a menține persoana conștientă până când tăiatul ajungea în zona abdomenului. În esență, această metodă consta în legarea victimei de un pat care avea cărbuni încinși pe el. Adeseori dura câteva ore până când victima murea, iar moartea venea greu și chinurile erau teribile. O pedeapsă extrem de lentă și dureroasă folosită pe timpuri în Asia consta în metoda bambusului, victima fiind legată de mai mulți bambuși mici, iar datorită faptului că bambusul creștea normal de repede, acesta ar pătrunde încetul cu încetul în corpul victimei, provocându-i moartea în mod lent și extrem de dureros. Această metodă consta în îndepărtarea pielii unei persoane de pe suprafața corpului. Era o metodă extraordinar de dureroasă și lentă, durând chiar până la câteva ore până când persoana murea. Drobirea a fost folosită de obicei în Europa sau America pentru a extrage o pledoarie de la o victimă. De fiecare dată când victima refuza, i se adăuga mai multă greutate la piept până când victima mărturisea, după care oricum aceasta în cele mai multe cazuri era omorâtă. Această metodă de execuție era utilizată pe vremea Romei Antice, consta în lupta condamnaților cu anumite animale, iar dacă lupta era câștigată de către condamnat, acesta era liber să plece, deși de cele mai multe ori nu era o luptă dreaptă și victima sfârșea mâncată de lei. O metodă de execuție deosebit de brutală practicată în trecut a fost crucificarea. De obicei, după ce victima era bătută și torturată, aceasta trebuia să-și care crucea până la locul morții sale. După aceea, fie victimele erau bătute cu cuie și mureau din cauza sângerării, fie erau legați de cruce într-un mod inuman, după care aveau să moară prin sufocare. Cunoscut și sub numele de moarte prin tăiere lentă, această metodă de execuție era utilizată în China, deși în anul 2000 această metodă a fost considerată ilegală și nu a mai fost utilizată. Oricum, această metodă constă în îndepărtarea membrelor și bucăților de carne din corpul victimei în mod lent și metodic, în timp ce călăul trebuia să îl țină în viață cât mai mult timp posibil, pentru ca victima să sufere o moarte cu adevărat lentă și cu adevărat dură. Această metodă era practicată de vikingi în vremurile vechi, bloody goal constând în tăierea fiecarei coaste ale victimei, după care coastele urmau să fie separate meticulos de șira spinării cu un topor, urmând ca mai apoi organele interne ale victimei să fie complet expuse și date cu sare, după care călăul îi scotea apoi plămânii afară ca să pară că omul avea o pereche de aripi întinse pe spate, victima fiind vie și conștientă de durere pe tot parcursul acestei torturi. Mulțumesc de vizionare! Pe data viitoare!